Primarul Timișoarei a ajuns astăzi la DNA. Nicolae Robo, dar și fostul viceprimar al orașului, au fost audiați într-un dosar ce vizează încheierea unui contract de telefonie mobilă pentru primăria Timișoara. Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, ancheta vizează semnarea unui contract de furnizare de servicii de telefonie mobilă pentru angajații primăriei Timișoara. Asta s-a întâmplat în 2013, iar astăzi primarul Nicolae Robu și fostul viceprimar Traian Stoia au fost chemați la audieri. La ieșire, Nicolae Robu nu a dorit să facă nicio declarație jurnaliștilor prezenți, însă a revenit cu o declarație pe rețelele de socializare. Am arătat că inițiativa și demersurile de contractare a unui operator de telefonie mobilă în speță au aparținut domnului viceprimar Traian Stoia, care a colaborat cu persoanele din primărie cu atribuții de serviciu pe linia respectivă. Eu nu m-am implicat de niciun fel în ceea ce s-a întâmplat, nici pentru demararea procedurii și nici pe parcursul ei, decât cu semnăturile strict procedurale pe documentele aferente, semnături date după ce domnul viceprimar, la întrebările puse de mine privind legalitatea și beneficitatea, mi-a garantat că se respectă legea 100% și că se fac economii de peste 1 milion de lei la bugetul local.